Persoanele incluse în lista neagră a Statelor Unite ale Americii, printre care Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, vor fi sancționate și de către autoritățile de la Chișinău. Lista celor vizați va fi actualizată de Serviciul de Informații și Securitate, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alte autorități publice. Consecințele sancțiunilor vor fi resimțite în cel mai scurt timp, afirmă Ministerul Justiției. Potrivit unei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale, entitățile raportoare vor aplica măsuri de precauție sporită privind tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a persoanelor supuse sancțiunilor, precum și a persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate acestora. Entitățile raportoare se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor inclusiv a celor ce țin de achitarea dividendelor, înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare realizate de către persoanele vizate. Se arată într-un comunicat al Comisiei pentru situații excepționale. Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități ce ar facilita transferul și sau convertirea acestora pentru persoanele vizate. La rândul său, Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor va emite de Decizii de sistare atâta executării activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare cote părți în capitalul social al persoanelor juridice, cât și a înregistrării drepturilor asupra acestora pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare. Serviciul va informa guvernul despre toate măsurile întreprinse, potrivit Ministrului Justiției Sergiu Litvinenco. cei vizați vor simți consecințele sancțiunilor în cel mai scurt timp. Dispoziția CSE va fi urmată și de alte măsuri, inclusiv de ordin legislativ, ce vor urmări să transpună într-o manieră eficientă și simțitoare pentru persoanele sancționate efectele sancțiunilor internaționale care îi vizează. Acestea vor fi aduse la cunoștință publică în cel mai scurt timp. Amintim că Statele Unite ale Americii au sancționat recent 9 persoane și 12 entități pentru capturarea și coruperea instituțiilor politice și economice ale Republicii Moldova și pentru că acționează ca instrumente ale campaniei de influență globală a Rusiei. Printre cei sancționați sunt Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. În raportul de sancționare este menționat și Igor Dodon, care în calitate de reprezentant al PSRM a beneficiat de consultări din partea experților ruși. La fel apare și numele fiului fostului procuror general al Rusiei, Igor Ceaica, care împreună cu Dimitri Pescov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, au elaborat planuri detaliate pentru a o submina pe Maia Sandu și a readuce Republica Moldova în sfera de influență a Rusiei.